astăzi încă o temă educativă, nu înainte de a vă saluta, prietenește, mă, cu Nelson Mondialul Rolex. Ai spus Nelson Mondialul, ai spus Rolex. Înțelegeți? Prietenilor, vreau să vă inițiez în arta deșteptăciunii, corectitudinii, a fi corect, corectitudinii. Voi, dacă mulți, fără să vă supărați, dacă aveți un leu în buzunar, vă credeți miliardari. Dacă aveți un tricou de la o anumită firmă reprodus, vă uitați ce aveți pe voi. Vă credeți gentlemen. Voi chiar vă credeți mafioți. Vorba aia. Nu văd, nu aud, nu vorbesc. Reveniți-vă, pretini, că sunteți într-o depresie totală. Și depresia asta nu duce la altceva decât ură, dușmanie și decât să vă pierdeți voi, prietenii, mai bine vă pierde ei pe voi. Știți ce vreau să zic? Voi, dacă ați mers la sală și voi și ați dat și voi cu pumnul în sacul ăla sărac cu care stă pe loc acolo, ați luat și voi o ganteră și ați ridicat-o de jos în sus, voi deja vă credeți bombardieri. Vă credeți ciumeși. Voi chiar ați uitat că suntem în lumea tria, unde vorbește fierul? A? Voi credeți că descoperirea fierului s-a făcut degeaba? A? Voi credeți că inteligența aia a ajuns chiar să lupte degeaba la descoperirea unor obiecte contundente, unor obiecte care depășește viteza sunetului, a luminii chiar? Bă, alo, bă! Bă, alo, bă, ciumeșilor, bombardierilor, mafioților, gentlemanilor! Știți ce vreau să zic? Deci toate astea, mâncavaș care le-am notificat mai sus, nu duce la altceva decât la prăduială, parșivism, te vinzi, te cumpără unul pe 2 lei și te vinde pe 3 lei, sau te cumpără pe 3 lei și te vinde pe 2 lei, vede că te-o cumpăra degeaba. Bă, prietenilor, nu vă lăsați, bă, nu vă lăsați, bă, cumpărați și vânduți, mă. De ce, mă? De-o vrăjeală. Nu vă lăsați, bă, cumpărați și vânduți, bă, de-o prăjitură, bă. De-un pahar de suc. Urât și păcat. Nu mai sunteți copii de 12-13 ani. Uite, mamă, trec soldații. A? Sunteți mari, bă. Învățați de la Nelson. Eu nu vreau să dau argumente, pentru că să simte lumea, să simte. Nu vreau să dau argumente, să simte lumea. Învățați să aveți respect, să respectați un ciumeg, orică îl respectați de frică, orică îl respectați că e băiat, orică îl respectați că aveți o simpatie sau știu eu, să-l respectați, mă. Că dacă respectul ăsta e așa numai în față și pe la spate, au, nu ești bine. Învățați să respectați vârsta, învățați să respectați caracterul omului, caracterul mai puțin. Că n-ai tu de unde să-l cunoști caracterul, pentru că viața te împinge să faci o groază de năzbâtii. Caracterul omului îl poți cunoaște, îl poate cunoaște doar familia. Pentru că din momentul când ai ieșit din casă, trebuie să devii o altă persoană, schimbat total. Și atunci nu-ți poți compara tu și pune la balanță
casa, familia, cu ce se întâmplă afară. De aia, caracterul n-ai cum tu să-l personalizezi la o persoană. Dar trebuie să respectați, nu doar de frică. Pentru că atunci puteți doar să spuneți că sunteți și voi cineva. Vreau să vă spun că răutatea ajunge până la un anumit punct. Și după aceea, dacă cauți rău, rău vei primi. Rău semnifică, știu eu, una alta. Vă dați seama că eu, la vârsta mea, încă câteva luni, nu am cum să viu să mă pun cu anumite persoane. Pentru că îți pedepsele mari și merg cu 8 luni, 10 luni la an. Dar uite că mai am câteva luni, până în iulie, nu-i mult. Vine și eu 60, mă duc și eu cu 4 luni la an, înțelegi? Și n-aș vrea să-ți fac o faptă pe spate de 10 ani, să fac vreo 3 din ei și să ies afară și tu să rămâi. Înțelegi? Vorbesc foarte serios. Astea ajunge într-un punct în care eu îmi văd de treaba mea, îmi văd de familia mea, îmi văd de... că am o familie frumoasă, Doamne ajută. Oconașa, ați văzut, toată lumea laudă, ce frumoasă e, ce bine arată, normal. Uite eu, 60 de ani, Doamne ajută, am carne tare pe mine și mușchi. Și ăsta, am eu așa, că o slăbiciune, da? Slăbire, nu slăbiciune, că slăbiciune o am la... știu eu la ce, înțelegi? Vă credeți că la bani, la femei, stați cu minți, stați cu minți. La sarmale, la șnițele, la... înțelegeți? Dar de unii dintre voi mi-e rușine, mă! Mi-e rușine! Puneți-mă pe mine la control vreodată! Puneți-mă la mine la control, pe la control vreodată! Să vedeți dacă o să te vând vreodată. Înțelegi? Pățăși multe în viață și rămâi foarte surprins. A ajuns lumea să se înjure, să dreagă, să facă dacă așa și hau, hau, hau. Ca și cum îi spune bună ziua, ca și cum spui pe TikTok, pompierul, te pup, te pup, te pup. Băi, prietenilor, bă, mi-e rușine câteodată, jur că nu mint. Mi-e rușine să moară cea mai scump. Și rămâi foarte surprins, rămâi foarte surprins. De-aia v-am spus și vă repet, a fi prieten e lucru mare. Zice în Biblie, iartă, iartă, cine ești tu să judeci? Și noi încercăm să iertăm. Bun, iertăm vorbile, nu faptele. Vorbile, bă, să țineți minte, nu faptele. Iertăm vorbile, fapta nu. Chiar dacă n-avem putere de răzbunare acum, poate o facem mai târziu, mai încol, când nu ne mai interesează. Cât mai am de trăit, mă, cu aproximație, domnul doctor? 3-4 ani. Ia să-i fac ăștia. Dar dacă îi fac undeva la o conservare, la o... s-ar putea să trăiesc 5. Păi și atunci să nu-i facă ea 5 acolo și să și revii. Dar ce pot eu să fac de asta? Stai așa să stau, să pot să duc. Înțelegi? De-aia să mor eu. O să vină vremurile în care zmardoii, vremurile alea o să vină, în care zmardoii o să fie ce trebuie. Și așa trebuie, că dacă nu, șoie prostimea în cap, șoie prostimea în cap, să umflă în penie. Exact cum se umflă papagalul meu în penie. Să umflă în penie, bă, și să crede ce am spus la începutul clipului. N-ai cum. Pentru așa ceva trebuie să ai fapte. Trebuie să ai fapte, nu vorbe și vrăjală. Prietenilor, v-am spus că acum câteva zile am fost foarte șocat la o discuție, la o controversă, la o chestie din asta și cu astea mi-au schimbat foarte, foarte mult în mine, ca om. Cum au zis,
ești o valoare, mă. Tu cu cât dai mai puțină importanță și atenție, cu atât vei fi băgat mai mult în seamă. Cu cât îi bagi mai mult în seamă, le dai lor valoare. Înțelegeți? Doamne ajută! Mulțumesc, Doamne, că existi și că ai grijă de mine, de familia mea și de câțiva prieteni. Ia mie, care și noi suntem vinovați. Avem prieteni pe care nu îi salutăm cu lunile sau cu ani, doar când ne lovim de o problemă și ne amintim că prietenul ăla s-ar putea să ne ajute. Înțelegeți? Vă pup!